Nu, nici nu are rost să-l discutăm pe asta. Prea multă mâncare. Produse. Uite, uite. Deci se taie. Tăiem sigur. Vedeai niște filme, probabil băgată în țară ilegal. Vizionarea era ilegală. Vorbeam așa. Da, hai că astăzi facem... Pe la colțuri, așa. Un film. Vezi? Haideți-vă la barbă, că dă filme seara asta. Era extraordinar să faci ceva ce nu e legal în comunism, adică ce nu e comunist. Să vezi filme imperialiste. Frumusețea era că toate erau traduse de aceeași voce. Filmele în limba engleză, în general, erau traduse de Irina Mistră. You are a bunch of... Niște tâmpiți sunteți cu toții. You know why? Și știți de ce? Era un fel de fereastră către Occident să văd și eu cum e de fapt lumea liberă. Cred că toți respiram în același timp, inspiram și expiram în același ritm. Gus, I'm on your tail. Top Gun, stai puțin, Top Gun. Era o viață ce s-a întâmplat acolo, în video. Am început să ne dorim să fim cumva eroi. Mișcarea de rezistență au fost oamenii ăștia. De fiecare dată când făceam un film, mă gândeam, pentru asta o să mă cheme sau nu o să mă cheme. Poate ar fi trebuit să mă opresc, dar nu puteam. Simțeam că totul este supravegheat și controlat. Nu știu cum de nu i-a legat nimeni.